În doar o oră, reporterii Campus TV au descoperit că unii dintre șoferii din municipiul Buzău încalcă cele mai elementare reguli în ceea ce privește parcarea, staționarea și oprirea. Sunt șoferi care își parchează mașinile exact acolo unde au nevoie să ajungă. Se opresc pe mijlocul străzii, blocând în acest fel și un sens de circulație, dar și mașinile din parcare. Și regulile bunului simț sunt încălcate grav de unii șoferi. Aceștia lasă mașinile în mijlocul străzii fără a interesa de ceilalți participanți la trafic. Ați blocat un sens de mers? Îmi pare rău, așa este, avem dreptate. Era o urgență. Locurile ideale de parcare pentru șoferii fără bun simț sunt stațiile de autobuz. Contează doar că respectivii au posibilitatea de a-și parca mașina cât mai aproape de locul unde au treabă, mai puțin spre deloc că traficul este perturbat. Din cauza mașinilor parcate în stația de autobuz, mijloacele de transport în comun sunt obligate să oprească pe stradă, iar pasagerii fac adevărate slalomuri printre mașini pentru a ajunge pe trotuar. De la începutul anului, pentru astfel de încălcări ale legii, polițiștii au aplicat peste 600 de amenzi și chiar fac apel ca șoferii să respecte legea. În ciuda amenzilor, situația din trafic nu cunoaște îmbunătățiri. Lucrători din cadrul biroului rutier Poliția Municipiului Buzău, individual, cât și în colaborare cu lucrători ai poliției locale, acționează zilnic pentru sancționarea opririlor și staționărilor neregulamentare de pe raza Municipiului Buzău. Până în prezent, de la începutul anului, au fost aplicate 600 de sancțiuni de către lucrătorii biroului rutier pentru acest gen de abatere. Facem un apel la responsabilitatea conducătorilor auto și atenționăm să nu mai oprească sau să staționeze decât unde legea permite acest lucru. Sancțiunea pentru oprire neregulamentară este 170 RON și 2 puncte de penalizare. Acestor exemple li se adaugă șoferii care parchează pe trecerile de pietoni sau pe trotuar pe motiv că nu există locuri de parcare. Niciunul nu recunoaște că încalcă legile rutiere și normele bunului simț doar din comoditate.